Chiar dacă nu a fost suficient de înalt sau de frumos, bradul de Crăciun din piața primăriei municipiului Câmpul Lung a fost timp de o lună de zile vedetă. Sute de mușceleni s-au fotografiat alături de el și și-au petrecut seriile de sărbători în jurul bradului alături de copii. Ieri însă a sosit momentul ca bradul să fie despodobit, iar pentru această operațiune a fost necesară o mașină de la ISU, mai ales de scara acesteia, pentru a se putea ajunge la înălțimea de 20 de metri a bradului, dar și pentru a suporta instalația de o greutate remarcabilă care a fost suportată cu brio de copacul cel mai înalt pe care l-a avut vreodată Câmpul Lungul. Atât decorațiunile cât și instalația care au făcut ca bradul să fie atracția numărul 1 în orașul nostru de sărbători vor fi păstrate de către angajații primăriei până la sfârșitul acestui an, când vor fi din nou folosite.